Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod din survivalul nostru single player. Ok, deci astăzi vreau să fac un nou episod din survivalul nostru single player pe lumea noastră mirobolantă și am văzut că s-au strâns deja. N-am zis că postez neapărat la 200 de vizionări, dar deocamdată avem, stați așa să mai câte vizionări avem la videoclipul acela cu survival, avem 82 de vizionări, deci 82 de vizionări, e destul de mult, având în vedere că am băgat videoclipul acum câteva minute, nu acum câteva minute, acum 2 ore, cred că am băgat videoclipul și s-au strâns destul de vizionări, deci am zis hai să mai postez încă un episod din survivalul nostru, single player. În acest episod aș vrea să ne apucăm de casă. Opa, uite, mai avem și aici niște bârciod. Bârciod. Și aș vrea să facem o casă aici undeva. Știți? Și pe aici undeva, adică nu aici undeva. Gen pe aici undeva. Aș vrea să fac o casă. Uitați, cred că aici o să fac eu căsuța pe care vrem să o facem. Fiți atenți. Punem din dirt un drum. Așa. Și aici o să facem podiaua casei. Hopa, am greșit aici. Și o să iese destul de tare, zic eu, căsuța. Așa. Așa. Perfect. Fac și așa. Pac, pac, pac. Ștacă, știi cum zic, nu? Pac, 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 pac. Opa, opa, nu, nu, nu. Am greșit aici. Perfect. Ia uitați ce tare arată. Așa, haideți să vedem. Ok, cred că așa va fi. Ceva gen așa, să zic. Dandelion. Lol, Dandelion. Ce naiba Dandelionul ăla? Chiar abar n-am și chiar nu vreau să știu. Pentru că, na, odată ce au pus numele Dandelion la o floare, mă gândesc că e o floare sau ceva, nu? Zic și eu. Mă gândeam doar. Opa. Haideți să punem așa frumos pentru căsuța noastră. Perfect. Acum haideți să spargem aici și am pus greșit. Pac, pac, pac. Deci vedeți, acolo e soarele și aia e luna. Numai că nu înțeleg, adică și soarele și luna nu se poate. Dar, mă rog, logica Minecraft-ului. Bine, haideți acum. Mai mergem să luăm... Au, mai mergem să luăm niște lemnuți. Să facem niște col. Ca să facem torțe. Pentru că, na, pentru toate avem nevoie de col. Și pentru col avem nevoie de lemn de ăsta. Ok. Și... avem deja 200.000 de vizionări pe canalul nostru, foarte, foarte fain, foarte, foarte mult, mai ales pentru mine e foarte, foarte mult. Sunt foarte, foarte multe chiar vizionările acestea. 200.000 de vizionări. Foarte mult și foarte tare în același timp, pentru că nu mă așteptam eu de la voi să avem chiar atâtea mii de vizionări, 200.000 de vizionări pe canal. Dar totuși eu vă mulțumesc și în ziua de astăzi, deși m-am apucat acum ceva timp de YouTube, vă mulțumesc și în ziua de astăzi pentru tot suportul și pentru toate vizionările. Și nu știu, ar normal media e, deci la 3000 de abonați ar trebui să ai vreo 200.000 de vizionări, la 7000 de abonați, doar așa știu, ar trebui să ai undeva pe la 7000 de abonați ar trebui să ai undeva pe la 1.000.000 și ceva de vizionări. Deci eu când o să am 7.000 de abonați ar trebui să am 1.000.000 de vizionări în total pe canal. Oricum, normal, așa e media făcută. Acum pot să am și 600-700.000. Nu mă împiedică nimeni să am eu 600-700.000 de abonați la 1.000.000 de vizionări. Deci pot să am și pot să am practic și 10 vizionări la 7.000 de abonați. Nu-i problemă. Dacă ai 7.000 de abonați, e bun, nu? Nu contează, sincer, vizionările așa de mult. Contează cine s-a abonat la tine la canal, cine te susține, nu? Ok. Haideți să... Opa, susțineți furnalul. Ok, o să punem oricum torțe pe jos. Pac, pac, pac.
Și am să încerc să intru într-o serie SMP, adică Survival Multiplayer, pentru că am văzut destul de mulți youtuberi care fac serie de așa, de genul acesta, și am să încerc să intru, pentru că știți că mie îmi place foarte, foarte mult Survival-ul. Și am să încerc să intru într-o serie de genul, adică să mă pun Survival Multiplayer. Am văzut o serie foarte, foarte tare la iPătrățel, care o să încerc să intru în ea, adică o să îi zic dacă vrea să mă bage în ea. Opa, nu. Perfect. Chiar dacă e pătrățel, n-are atâția abonați, sincer, eu nu vreau să intru în SMP-ul oamenilor doar ca să fac abonați, pentru că am deja abonați și la cât mai mulți, nu? Bine, bine. Hai atâta cu discuțiile și să continuăm căsuța. Ok, aproape că am terminat-o. Haideți să mâncăm și să mergem. A, dar nu mai avem lemn alb aici. Oricum, sper că v-a plăcut acest episod din seria noastră de survival. Dacă mai vreți episoade, eu v-aș ruga să strângem undeva pe la 100 de vizionări în vreo 4 ore. Deci dacă 100 de vizionări strângem în 4 ore, eu continui seria și mâine. Deci, sper că v-a plăcut, fraților, această serie. Eu voi continua seria mâine și ne vedem data viitoare. La revedere!